Mai sunt 3 zile până când elevii se întorc în bănci, iar autoritățile susțin că nu există suficient personal medical în unitățile de învățământ pentru a-i testa în cazul în care e nevoie. Aproape 11.000 de școli din totalul de peste 17.000 nu au acces la personal medical, anunță Ministerul Educației. Bianca Ogarcă urmărește subiectul și vine cu mai multe date pentru elevi și părinți. Bună dimineața, Bianca! Bun găsit! După îndelungi consultări, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății au finalizat. Vom începe școlile începând de luni. Ei bine, acest document are mici modificări față de cel inițial. Cu privire la testarea elevilor, dacă un elev prezintă simptome specifice de COVID-19, acesta va intra în izolare la domiciliu, iar ulterior părinții trebuie să-și dea acordul dacă micuții pot fi testați în cabinetele medicale din școli. Iar aceste rezultate trebuie să ajungă la cei de la DSP în maxim 48 de ore. În cazul în care nu există cabinete medicale în anumite școli sau personal medical care să îi testeze pe elevi, părinții acestora trebuie să ia legătura cu medicii de familie. Însă aici ne lovim de o altă problemă pe care o admite de altfel și ministrul educației Sorin Câmpeanu, care spunea că în aproximativ 11.000 de școli din 17.000 nu există personal medical suficient pentru a-i testa pe elevi, dar nici personal medical care să asigure triajul epidemiologic. Concluziile finale în legătură cu începutul școlii le vor prezenta atât ministrul educației Sorin Câmpeanu, cât și ministrul sănătății Vlad Voiculescu într-o conferință de presă ce va avea loc astăzi la ora 12 la sediul Ministerului Educației.